Și vom începe cu EURUSD. EURUSD care a traversat ieri a suferit ieri o corecție amplă. Totuși, secvența ascendentă a dolarului, determinată de acea cerere extinsă de dolar american la nivel global, ca urmare a unei stare de frică, unei stări de panică, pare să fi fost întreruptă după atingerea unui minim la 1.06.763. Toată această evoluție pare să fi fost oprită de decizia Fed de deschiderea acelor linii de swap cu bănci centrale majore. Iar cumva frica investitorilor și temerea că oferta limitată de dolari din piață nu este suficientă pentru nevoile din acest moment pare să fi dispărut. Iar euro a reușit să-și revină într-o oarecare măsură și să se îndrepte către niveluri mai ridicate. Trebuie să menționăm că ieri au fost atinse cele mai scăzute niveluri din anul 2017, lucru care ar trebui să ne dea de gândit și cumva să ne indice importanța contextului actual și raritatea mișcărilor actuale. Mai mult de atât, în contextul dat și în contextul îmbunătățirii atitudinii, am putea să remarcăm o tendință de revenire la nivelul monedei unice europene, care s-ar putea îndrepta către nivelul de rezistență de la 0,9933, care a marcat mai multe reacții ale prețului în trecut. Vorbim atât în maniera de suport la începutul acestei săptămâni, dar și din punct de vedere al rezistenței, atât în perioada, atât în februarie, cât și în trecut. Vorbim despre evoluții de anul anterior. La nivelul lirei, moneda britanică a fost influențată de o decizie surprinzătoare din partea băncii centrale a Angliei. De ce spunem acest lucru? Pentru că instituția a decis să reducă dobânda la 0,1% de la 0,25%. Mai mult de atât, a anunțat un nou program de relaxare cantitativă în valoare de 200 de miliarde de lire sterline. Această măsură a fost considerată surprinzătoare de către investitori. De ce? Pentru că, în primul rând, este vorba despre prima intervenție a noului guvernator al Băncii Angliei, iar de obicei se știe că primele decizii sunt ușor mai temperate, întrucât nu vor să sperie investitorii și să-i determine pe aceștia să aibă o așteptări greșite din partea oficialilor. Decizia a fost justificată de o scădere și o deteriorare a condițiilor în ceea ce privește economia, dar și alte sectoare, precum piețele de active. De ce a avut loc o astfel de evoluție? Întrucât cererea de instrumente cu nivel ridicat de lichiditate a crescut, iar investitorii au tins să renunțe la alte tipuri de active. În acest context, trebuie și merită să urmărim un grafic cu modul în care a evoluat rata dobânzii în Anglia. Iar dacă urmărim acest grafic, vedem în acest moment sunt atinse
minime istorice. Cea mai mică valoare care a fost înregistrată până acum, iar această decizie de urgență ar trebui să ne ofere informații cu privire la importanța și raritatea momentelor pe care le parcurgem în acest moment. Astfel, vedem că după reducerea surpriză de acum o săptămână, Banca Centrală, atunci a fost redusă dobânda cu 50 de puncte de bază, de la 0,75 la 0,25, Banca Centrală a decis să trimită dobânda la minime, la 0,1% este limita inferioară. Rămâne de văzut dacă măsurile luate mai devreme față de contextul altor crize, vorbim despre situația din 2008-2009, când a avut loc criza financiară, vor avea un efect mai rapid sau vor reuși să tempereze mai mult impactul acestei situații. În contextul actual, principalul nivel țintă pentru cumpărător pare a fi în zona 21.925, care reprezintă o retragere Fibonacci de 100% din secvența pozitivă începută în luna octombrie anului 2019. Mai mult, vedem că prețul a revenit deasupra zonei de la 1.17, care vedem că era susținută de această retragere exterioară Fibonacci de 161,8 din același impuls ascendent. Prin urmare, nivelul suport pare a fi cel menționat anterior. În contextul dat, am asistat la o extindere a secvenței pozitive a USD/JPY, care vedem că a atins un maxim local în apropierea nivelului de rezistență de la 111.474. Totuși, îmbunătățirea stării și cumva un nivel mai ridicat de încredere al investitorilor a dus la o inversare destul de rapidă, iar prețul s-a reîntors rapid către zona 109-291, zonă care vedem că a reprezentat o alegere pe o perioadă mai lungă, întrucât a oferit și susținere, dar și a reprezentat și un obiectiv destul de puternic pentru cumpărători. Aceste niveluri de la 111.474 nu au mai fost atinse de la jumătatea lunii februarie, când a avut loc o nouă pierdere a încrederii și cumva un nou val de cerere pentru dolarul american, ca urmare a unei îmbunătățiri a atitudinii. De atunci, cotația a avut o tendință descendentă care a dus la o reducere de aproximativ 10%, ceea ce ar trebui să ne indice nivelul de volatilitate actual din piețe. Nivelul țintă de urmat în contextul actual pare a fi zona de la 108.323, care a reprezentat o barieră echitabilă atât pentru cumpărători cât și pentru vânzători, oferind un echilibru celor două tabere.